Slujba numită Sfințirea Cea Mare a Apei se săvârșește de două ori pe an, mai întâi în ajunul Bobotezei, iar apoi pe 6 ianuarie în ziua de Bobotează. Aghiazma, apa sfințită prin slujba bisericească, se face când preotul cheamă asupra ei puterea Duhului Sfânt pentru ca ea să aibă puterea de a sfinți viața oamenilor și a naturii înconjurătoare, pentru ca ele să capete bine binecuvântarea Domnului. Apa este simbolul curățirii sufletești, a promovării și a sfințirii vieții. Astăzi, 5 ianuarie, credincioșii din toată țara se pregătesc de bobotează, cea care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. Din pricina pandemiei și a restricțiilor și măsurilor impuse de aceasta, evenimentele se vor desfășura diferit față de anii trecuți. La Biserica Sfinții Voievoți din piața prefecturii, apa sfântă nu va mai fi împărțită credincioșilor din butoaie, ci doar îmbuteliată în sticle, tocmai pentru a se evita aglomerația și a se respecta măsura distanțării fizice. 2000 de sticle au fost pregătite pentru a fi distribuite credincioșilor din Târgu Jiu. Există însă și biserici unde procesiunea de bobotează va arăta la fel ca anul trecut. Credincioșii sunt așteptați să participe la slujba de sfințire a apei, iar ulterior vor putea lua apa sfântă din butoaiele pregătite.